dovezi că societatea noastră, cetățenii noștri, conștientizează cu mult mai bine pericolul care trebuie să-l înfruntăm. Avem și o mai bună cooperare, colaborare a cetățenilor cu Ministerul Afacerilor Interne. Avem sute de sunete către Ministerul Afacerilor Interne, la poliție, prin care sunt informați despre nerespectarea de către unii cetățeni care trebuie să se afle la autoizolare a acestui regim, ceea ce ajută enorm poliției. Sunt mai multe amenzi aplicate, mai multe procese verbale. În linii mari, atestăm o înțelegere și o conștientizare bună din partea societății a pericolului respectiv. Astăzi, domnul ministru al afacerilor interne a făcut o deplasare în cele două localități din Hâncești, care au fost deja de mai mult de 10 zile plasate în regim de carantină. Ne bucură faptul că se respectă în linii mari de către cetățeni acest regim. Satul Sofia, în primul rând, expiră peste două zile, acele 14 zile de la ultimul caz constatat, și în cazul când mâine și poimâine nu va mai fi niciun caz constatat, atunci regimul de carantină va fi ridicat, va fi scos, respectiv localitatea va reveni la o situație normală de viață, în condițiile generale pe țară, bineînțeles. Pentru Bălceana, fiindcă am avut ultimul caz constatat pe 25 martie, respectiv, mai sunt încă cred că 8 zile sau 9 zile încă de carantină de acest gen, dacă nu vor mai apărea alte cazuri. Avem mai multe cazuri confirmate de infectare a reprezentanților autorităților publice locale. Avem câțiva primari, câțiva președinți de raioane, dar toți sunt internați, se simt bine. În paralel sunt activate, zicem, componențele alternative a Comisiilor Situații Excepționale Locale din aceste localități. Acest proces, în felul dat, este la control. Avem informația despre identificarea și pregătirea în regiuni, raioane a localurilor alternative de plasare a spitalelor de campanie în caz de necesar. Noi avem această informație acumulată. Sper să nu ajungem la necesitatea activării acestor spații, dar ne pregătim dinainte, cum am spus și în cazul Chișinăului, Centrul Moldexpo, se lucrează pentru pregătirea acestui spațiu, la prima etapă pentru centrul de triere, la două etapă la care sper să nu ajungem, să fie necesară și ca loc de amplasare a pacienților. În linii mari, acestea sunt elementele principale discutate la ședință. Bineînțeles, vreau să rog pe doamna ministru să prezinte ultima informație, statistica evenimentelor, statistica noilor cazuri. Mulțumesc! Bună seara tuturor! Vreau să menționez că astăzi au fost procesate 169 de probe. Ca rezultat avem 35 de cazuri pozitive. Avem 6 cazuri de import, 3 cazuri din România, 2 cazuri din Marea Britanie și un caz din Belarus. Avem 29 de cazuri cu transmitere locală. Chișinău, 17 cazuri. Ștefan Vodă, 5 cazuri. Soroca, 2 cazuri. Cahul, 2 cazuri. Ialoveni, Orhei, Strășeni, câte un caz. Dacă e să ne referim la grupele de vârstă, avem copii cuprinși între 0 și 10 ani, 2. Persoane între 10-20 de ani, 4, 20-30 de ani, 4, 30-40 de ani, 9, 40-50, 2, 50-60, 10, 60-70, 2, 70-80, 2. În mare parte, când am făcut analiza acestor cazuri, vreau să menționez că avem totuși cazuri când s-a realizat transmiterea COVID-ului 19 din considerentul neglijenței și nerespectării acelor recomandări care au fost menționate în repetate rânduri de către autorități.
Totodată vreau să vin și cu o noutate pozitivă. Astăzi, de la Spitalul Clinic de Boli Contagioase pentru Copii, au fost externați primii doi copii care sunt sănătoși. Rezultatele sunt de două ori negative și pe această cale țin să le mulțumesc încă o dată lucrătorilor medicali pentru activitatea profesională și pentru tot efortul pe care îl fac pentru a contribui la sănătatea populației Republicii Moldova. Deci, astăzi la orele 18, după cum am menționat și dimineața, vom activa Spitalul Municipal Arhanghelul Mihail, dat fiind faptul că avem o creștere a numărului de persoane totuși din municipiul Chișinău, ne propunem ca să avem suficiente locuri pentru plasare, inclusiv este funcțional și spitalul din Căușeni, din Bălți, și următoarele etape de activizare, deci este vorba despre spitalul Comrat, Nisporeni, Cahul. Acestea sunt câteva spitale regionale, dar vreau să vă zic că etapizat vom valorifica absolut tot potențialul existent în cadrul instituțiilor spitalicești, valorificarea fiind, sigur că, determinată inițial de etapele de pregătire, adică instruirea personalului, dotarea cu echipamentul necesar și, nu în ultimul rând, vorbim și de stocurile de medicamente care sunt necesare. Astăzi vreau să aduc mulțumire ambasadei Chinei în mod repetat. Am primit încă un lot de ajutor umanitar sub formă de teste pentru Agenția Națională Sănătate Publică și tot săptămâna curentă urmează deja să fie livrate testele care au fost achiziționate de către minister. Mulțumesc, doamna ministru. Din statistica prezentată înțelegem că avem în total 15 persoane care s-au tratat și au fost externate. Din păcate avem și două persoane decedate. Deci din totalul de 298 de cazuri confirmate, astăzi în instituțiile medicale rămân 281 de persoane, 281 de pacienți care sunt în grija medicilor noștri, cărora vrem încă o dată să le mulțumim pentru efortul și atitudinea.